Polițiștii de frontieră au depistat o femeie din Tunisia care era ascunsă în portbagajul unui autoturism, cercând astfel să treacă ilegal frontiera în Ungaria. Șoferul, cetățean pakistanez, este cercetat pentru infracțiunea de trafic de migranți. În data de 20 aprilie, la punctul de trecere a frontierei Cenat, județul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de ieșire din țară un cetățean pakistanez în vârstă de 44 de ani. Bărbatul conducea un autoturism înmatriculat în România. Odată cu pașaportul, polițiștii au solicitat și permisul de conducere, iar în urma verificărilor au constatat că documentul prezentat de șofer, care avea însemnele autorităților din Pakistan, nu îndeplinește condițiile de formă și de fond ale unuia autentic, fiind fals total. Totodată, la controlul fizic al autoturismului, în portbagaj a fost descoperită ascunsă o femeie, cetățean din Tunisia, în vârstă de 31 de ani. Ambele persoane au fost conduse la sediul sectorului Poliției de Frontieră pentru verificări. În urma cercetărilor efectuate, a rezultat că persoanele au intrat legal în România și intenționau să ajungă într-un stat din vestul Europei. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățeanul tunisian, fiind predat lucrătorilor din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a solicitanților de azil Timișoara, deoarece a solicitat azil. De asemenea, șoferul este cercetat pentru infracțiunea de trafic de migranți, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale și conducere fără permis, iar pe numele acestuia s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.